Sibiul a devenit una dintre destinațiile preferate ale turiștilor. Se vede acest lucru și din sumele încasate de municipalitate din taxa hotelieră, dar și din faptul că numeroși vizitatori trec zilnic pragul centrelor de informare. Sibiul a devenit un adevărat magnet pentru turiștii străini, dar și români. Din 2007, de când orașul a fost capitală culturală europeană, numărul turiștilor a continuat să crească continuu, deci și încasările la bugetul local din taxa hotelieră. Interesant este faptul că vizitatorii vin în orașul nostru nu doar în sezonul estival, ci și cu ocazia unor evenimente de amploare, cum ar fi diferite festivalul de muzică rock, festivalul internațional de teatru sau chiar la Târgul de Crăciun, iar municipalitatea s-a pregătit să-i întâmpine cum se cuvine pe turiști. În sediul primăriei și în incinta aeroportului internațional Sibiu funcționează centre de informare, de unde vizitatorii pot afla mai multe despre orașul nostru. Personalul din aceste centre nu are prea mult timp de pierdut. We are here in the large square. Excellent. On this other side you have touristic attractions numbered, explained in English and Romanian, and you have also here little tour with this numbers, a walking tour, yeah. Okay. And on this other side you will see the numbers from the images. Wonderful. And where would I find the pharmacy museum? In the small square. Okay. Yeah. Right there? Yes, right here. Okay, and here. Where are we exactly? Right there? Here. Oh, no, there. Okay. We are here in the city hall. Okay, perfect. Turiștii apelează foarte des la ajutorul personalului din aceste puncte. Informații, hărți ale orașului sau ale împrejurimilor, pliante cu locații de cazare, distracții sau cu obiective turistice, toate le sunt de mare ajutor. Turiștii care intră zilnic în centrele de informare turistică sunt majoritatea români, germani, foarte mulți spanioli, francezi, englezi, americani. Noi le oferim toate informațiile de care aceștia au nevoie, în special harta centrului istoric cu toate obiectivele turistice, cazare, rent-a-car, rent-a-bike, restaurante cu specific tradițional românesc, muzee. Astfel, dacă în luna ianuarie anului trecut, de exemplu, încasările la bugetul local din taxa hotelieră erau de aproximativ 79.000 de lei, în aceeași lună acestui an, încasările se apropie de 130.000 de lei, ceea ce demonstrează o creștere continuă a numărului de turiști care aleg Sibiul ca destinație de vacanță. Pe de altă parte, din 2007 și până în prezent, încasările anuale din taxa hotelieră se ridică la 1,5-1,6 milioane de lei, în vreme ce, înainte ca Sibiul să fie capitală culturală europeană, încasările anuale din această taxă nu depășeau 1 milion de lei.